Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing, not everyone judging me. Am început curățenia generală în casă, iar de această dată mă voi ocupa de bucătărie. Ei bine, eu am înserat aceste secvențe direct în acțiune ca să nu mai fac introduceri sau tot felul de alte lungiri. Mergem direct la treabă, la muncă. Eu aici o să vă arăt. Am încercat să ilustrez 22 de minute în 3 zile de muncă. Practic, eu aici bucătăria toată, curățenie generală, efectiv cu tot ce înseamnă cel mai mic colțișor, mi-a luat 3 zile, dar în clipul, bineînțeles, pentru că nu vreau să plictisesc, cum spuneam, va fi ceva foarte scurt, ilustrat în 22 de minute. Sper eu, da, am și văruit, am vopsit, adică o curățenie generală care include absolut totul. De la var, curățenie, vopsea, plintele, ușile și așa mai departe. Oricum, eu am să vă las cu clipul, pentru că vor fi și niște DIY-uri tare frumoase care mie mi-a plăcut tare mult. Am transformat toată casa, ca să zic așa. Oricum o să mai vedeți clipuri la mine pe canal de genul acesta, pentru că, cum spuneam, am început curățenia generală pentru toamnă, pentru noi, pentru starea noastră de bine, pentru că trebuie făcută, pentru că e bine să aeresim, dar bineînțeles și pentru că se apropie cu pași frumoși și repezi perioada Crăciunului, care perioada Crăciunului de acum pentru noi este și mai importantă, deoarece Ștefănuț este Moș Crăciunul nostru divin și ne bucurăm tare, tare mult. Ei bine, ca să nu mă lungesc foarte mult cu poveștile, pentru că eu aș putea povesti aici vrute și nevrute, vă las cu imaginile, acum vopsesc și ne auzim. Eu oricum mai am ceva secvențe în care vă arăt tot ce fac în acest clip și voi pune muzică pentru puțină relaxare, sper eu tare mult să vă placă. Vă arăt și câteva secvențe, cum arăta înainte, spre exemplu aici pervazul, cum arăta înainte bucătăria și cum o transform eu până la sfârșit în timpul acesta de 3 zile de muncă. Ei bine, voi pune puțină muzică pentru relaxare și ne tot vedem și auzim pe parcurs. Looking back at me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Am mai dat o mână de vopsea aici la pervaz, aștept să se usuce, timp în care eu am vopsit ceva cu acesta metalic, voi vopsi și cu acesta gold, dar am să vă arăt eu ce idei am și vreau acum să mă ocup de aceste zeltare, să le reorganizez, să spăl, scot absolut totul afară. Voi spăla dulapurile astea cu
Seltarele de aici, seltarul de la tacâmuri. Vreau tot să scot afară și voi face o precizare. Deși am spus și la începutul clipului, zooflora e extraordinar de bun. Nu aș fi crezut, dar miroase extraordinar de bine acesta cu mandarin și lămâi verzi. Plus că îi dezinfectant, omoară bacteriile, chiar îl recomand. Aici încep partea care îmi place mie cel mai mult, aceasta a organizatorului și să reumplu toate produsele, sticluțele, organizatoarele. Din nou vreau să spun că Zoflora este extraordinar de bun în curățarea grăsimilor și un miros excelent. Zoflora este special făcut pentru aceste suprafețe din absolut toată casa, oriunde pot să speli cu acest produs. Se poate dizolva în apă, cum am arătat și eu mai devreme, cu o cârpă. Chiar îl recomand din toată inima. Mai departe, eu aici voi pune etichetele, voi schimba pe toate pentru că schimb puțin designul și mai vorbim. Am acest set de etichete și vreau să pun aici etichetă la orez și îl voi scrie. După care cred că voi schimba și eticheta aceasta. Am schimbat eticheta de la ulei. Cred că o voi schimba și la fasole. În mare parte, da, acum vreau să pun etichetele. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want. Just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. 'Cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Ooh, ooh, ooh. My door and stay inside away until I'm safe again. I have nothing more to put on. I'm defeated and withdrawn. Just trying to understand where it went wrong. Always believe that nothing good in life is free, but it's over. Can hate on me. Don't wanna care.
V-am arătat eu mai devreme că folosesc această vopsea metalică, iar în curând voi folosi și aceasta gold pentru a vopsi ochiurile. Acesta mare l-am terminat, uite cât de bine arată în diferență cu astea. Deci în momentul când eu le-am scos de la mașina de spălat, bine, vina mea este că eu am folosit o soluție, le-am pus toate cu grătare, cu tot, într-o pungă, le-am lăsat peste noapte, probabil le-am lăsat mult, prea mult, o noapte întreagă, în soluția respectivă și ele mi s-au stricat așa, ca și cum s-au dus tot de pe ele și un pic de praf, dar acum, ca să fiu mulțumit, am găsit varianta asta să le vopsesc și arată foarte bine. Cam asta fac astăzi, vopsesc, văruiesc și vă arăt și vouă. I don't know where she came from, kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Acum voi scrie cu auriu toate etichetele care le-am repus și am reumplut ce era nevoie, după care mă voi ocupa și de sticluțele cu condimente. Vreau la fel să iau toate etichetele. Vreau să iau și aceste de aici care le-am pus eu așa ca design, să umplu ce este de umplut, dar prima dată vreau să pun în raft înapoi și să-mi eliberez aici blatul. When she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. Acum, după ce am reumplut condimentele, toate sticluțele, voi pune etichete noi și le voi scrie cu auriu, așa cum am făcut și mai devreme, iar la botul sticluței voi pune aceste mărgeluțe, tot așa cu auriu. Înainte, exact cum v-am arătat, aveam ața aia așa maro, ca și capacele acestea de plută, dar acum fac o mică schimbare. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out.
You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. După ce am terminat cu sticluțele de condimente, acum voi mai face un DIY acasă, așa un mini craft, și voi transforma acest tocător, trunchi de copac, îl voi transforma, ei bine, cum am zis, la fel și vaza aceasta, și mi-am propus și ceasul să îi dau altă formă, altă culoare, să arate diferit și toate cam în același fel, că acum, după cum vedeți, sunt maro, gri, iar eu vreau să le aduc pe toate cu aceeași nuanță. Acum că editez acest clip, cumva mă gândeam că voi atașa în descriere sau la comentarii un link către această vopsea aurie și argintie, pentru că au fost în set, dar mai atașez și un link către etichete, acelea ce le-am folosit eu pentru organizatoare, atât și pentru produsul Zoflora. Am fost plăcut impresionată, mai auzisem înainte de acest produs Zoflora, dar chiar este foarte bun, curăță și miroase excelent. Chiar am rămas plăcut impresionată. Și mă gândeam că poate vor fi ceva persoane, uitându-se la clip și cum am făcut eu această curățenie generală pe lângă etichete, exact cum spuneam, schimbarea aceasta a ornamentelor. Tocmai din acest motiv am și lăsat cumva câteva secunde cum arăta înainte vaza de flori, cum arăta ceasul și cum este efectul după. Unul tare plăcut, mie mi-a plăcut enorm de mult această schimbare. Pentru că în prima fază te gândești, eu sincer, măi, mă apuc să vopsez, dar dacă stric totul, cumva este un risc, dar pentru că totuși am făcut-o, e un rezultat extrem de plăcut. Da, voi lăsa aceste trei linkuri în descriere. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want. Just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day. A life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. Cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. I'm gonna lock my door and stay inside away until... Acum fac puțin acest ornament. Am avut înainte un lănțișor pe arm, n-am realizat să vi-l arăt, dar n-are nimic. Eu l-am dat jos, iar acum voi pune așa cu auriu pentru tăvița aceasta și să pun vază cu flori pe masa din bucătărie. I have nothing more to put on. I'm defeated.
defeated and withdrawn, just trying to understand where it went wrong. Always believe that nothing good in life is free, but it's overwhelming how people can hate on me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. Acum vreau să vă arăt produsul final din bucătărie. Încep cu ceasul și aici pereții cum am văruit, după care masa unde servim noi, această vază, buchețelul de flori, cum am schimbat acolo cu auriu, am vopsit plintele și ce am mai atașat este aici un raft. Înainte, acele ornamente le țineam în pervazul de la bucătărie, acolo, dar am hotărât să pun un raft aici. Apropo de pervaz, cam așa arată vaza, îi superbă, îmi place enorm, enorm efectul, cum este așa pe auriu. După care, tot o decizie pe moment, eu când făceam acest trunchi de copac, acest tocător, ca să zic așa, dar mai mult e de design din punctul meu de vedere, a fost o decizie pe moment să transform și ghiveciul unde am această floare aloe vera, și îmi place enorm de mult cum a ieșit. Superb, superb. Iar acolo am mai pus eu în acest colț dulciuri, biscuiți, așa, ronțăituri, alune, iar sus, în dulapuri, așa arată organizatoarele, toate etichetele schimbate și scrise cu auriu. Iar apoi aici, la condimente, la fel, de sus, de la pesmet, făină, apoi zahăr, raftul acesta și condimentele de jos. Eu am vopsit capacele aici la borcănașe, atât sus, am schimbat etichetele, am scris cu auriu ca să fie totul în același ton. Cam așa arată bucătăria. Acum, îmi place tare mult, e curat, frumos, miroase bine. Sper că și vouă v-a plăcut ceva. De acum voi închide aici. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Și să ne vedem cu bine data viitoare. Pe curând, pa, pa! Everyone judging me. Don't wanna care.